Avocatul poporului și-a deschis birou în județul Călăraș. Audiențele destinate cetățenilor vor fi acordate de către biroul teritorial Slobozia și se vor înscrie la sediul Consiliului Județean Călăraș. Instituția avocatului poporului este autoritatea publică autonomă și independentă față de orice altă autoritate publică și are drept scop apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice. Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă organizată la sediul Consiliului Județean cu ocazia deschiderii oficiale a biroului Instituției Avocatului Poporului la Călăraș. Așa cum am promis în întâlnirea anterioară, lucrurile s-au desfășurat normal și astăzi suntem în situația în care să vă anunțăm deschiderea oficială a unui birou în sediul Consiliului Județean pentru instituția Avocatului Poporului. Vă mulțumesc pentru participare și dau cuvântul domnului Oprea pentru a prezenta cine participă la această conferință de presă. Mulțumesc frumos, domnul vicepreședinte. Numele meu este Ionel Oprea, sunt consilier al Avocatului Poporului și misiunea mea este foarte mică și rapidă de a prezenta echipa de conducere participantă astăzi la deschiderea acestui sediu care ține de biroul teritorial Slobozia, care are competență și asupra județului Călăraș. Astăzi suntem prezenți din conducerea instituției doamna adjunctă al Avocatului Poporului Mirea Ecaterina, care este și coordonatoarea biroului teritorial Slobozia, care include inclusiv această anexă de la Călăraș, și domnul adjunct al avocatului poporului, domnul profesor Ioan Gânfălean, avocatul copilului. De asemenea, mai este prezent domnul șef de cabinet al doamnei Renate Weber, domnul Daniel Ovonescu, iar în partea aceea echipa de la biroul teritorial Slobozia, care va veni cu o frecvență destul de mare și va lucra efectiv, vă veți întâlni permanent cu dânsii la Călăraș. Acum dau cuvântul doamnei Mirea pentru a prezenta instituția, pentru a prezenta biroul. Aș vrea să prezint pe scurt instituția Avocatul Poporului, în plus față de ceea ce v-am spus. Așa cum bine cunoașteți, Instituția Avocatul Poporului este o instituție constituțională, consacrată la nivel constituțional din 1991, dar funcțională din 1997. Are sediul central la București și în prezent are 15 birouri teritoriale înființate după structura curților de apel. Ultimul birou teritorial este biroul teritorial Slobozia înființat, care are în componență sau care are în coordonare administrativă 5 județe, respectiv Ialomița, Călăraș, Teleorman, Giurgiu și Ilfov. Deci colegii noștri de la biroul teritorial vor avea în vedere monitorizarea situațiilor care ar putea conduce la încălcarea drepturilor și libertăților persoanelor cele 5 județe. După cum știți, este o instituție autonomă și independentă. Avocatul poporului nu se supune instrucțiunilor niciunor persoane și nici nu se substituie altor autorități și rolul instituției este de a apăra drepturile și libertățile persoanelor în raport cu autoritățile publice. Aici aș vrea să semnalez faptul că avem în vedere autoritățile publice și toate autoritățile care țin sau la care statul este acționar majoritar. În speță am avea, de exemplu, la dumneavoastră compania de apă sau asociațiile intercomunitare, deci și cu privire la aceste societăți și aceste intră în obiectul nostru de activitate. Ce aș putea să vă spun vis-a-vis de ceea ce face Avocatul Poporului? Are un mandat general, în prezent are 6 domenii de activitate, inclusiv Avocatul Copilului și Mecanismul Național de Prevenire a Torturii. Sunt ultimele domenii, ca să zic așa, funcționate, care au luat ființă în cadrul instituției. Și
are, așa cum a spus, competență generală, un mandat general. Petenții și dumneavoastră, presa, ne puteți ajuta, în mod special presa ne poate ajuta prin relatarea a unor cazuri care aduc în atenția opiniei publice încălcări de drepturi și libertăți. Petenții se pot adresa instituției noastre prin petiții scrise în care trebuie să menționeze în mod concret datele de identificare, autoritatea publică reclamată sau funcționarul în cauză. Sunt scutite de taxe de timbru, trebuie să dovedească că s-a adresat autorității, trebuie să facă dovada că s-a adresat autorității într-un termen care să nu depășească mai mult de un an. Mai sunt situații în care oamenii semnalează diverse probleme cu autoritățile, dar care, ale căror demersuri au depășit termenul de un an, iar în aceste cazuri noi îi sfătuim să se readreseze autorității și ulterior să facă dovada că nu au primit răspuns în termenul de 30 de zile. Sunt situații în care noi ajungem să facem acțiuni în contencios administrativ, în cazul în care, în urma demersurilor efectuate, noi constatăm că actul administrativ în cauză nu poate fi îndreptat decât printr-o acțiune în instanță. În aceste cazuri este de subliniat faptul că petenții trebuie să înțeleagă că noi nu putem face altceva decât aceste demersuri și să introducem acțiunea la instanța judecătorească. În momentul în care am introdus acțiunea la instanța judecătorească, rolul nostru se termină. Petentul se prezintă, își însușește plângerea sau nu și-o însușește, în cazul în care nu și-o însușește, se anulează. Dar nu putem face o reprezentare sau o asistare a petenților în instanță sau în fața altor autorități publice. În general, nu vorbesc despre minori, despre care o să vorbească avocatul copilului. În astfel de situații, noi înștiințăm petentul ca să înțeleagă că nu putem să-l ajutăm, pentru că de foarte multe ori ni se cere, după ce am introdus acțiune în contencios administrativ, să-l reprezentăm sau să-l asistăm. Noi nu suntem avocați. Noi, la sediul instituției noastre și, în general, în țară, își desfășoară activitatea consilieri și experți cu pregătire juridică. Excepție, v-am spus, face Mecanismul Național de Prevenire a Torturii și Avocatul Copilului, unde sunt și alte specialități, dată fiind, ca să zic, specificitatea acestor domenii. Ce mai poate face Avocatul Poporului? Poate contribui la unificarea practicii judiciare prin promovarea recursurilor în interesul legii, atunci când sunt mai multe soluții de instanță judecătorești diferite asupra aceleași probleme de drept, poate seiza avocatul poporului, avocatul poporului face demersuri, obține acele hotărâri judecătorești și în funcție de ceea ce conțin acestea, se poate seiza instanța supremă, în speță în Alta Curte de Casație și Justiție. Aici nu trebuie să vină o parte anume, este o acțiune de interes public pe care o reprezintă avocatul poporului. De asemenea, în domeniul controlului de constituționalitate, avocatul poporului poate ridica obiecții de neconstituționalitate în cazul legilor înainte de promulgare sau excepții de neconstituționalitate asupra legilor și ordonanțelor guvernului, fie că sunt simple, fie de urgență, ulterior, respectiv din momentul în care intră în vigoare. Aceste lucruri, recursurile în interesul legii, acțiunile contencios administrativ și control de constituționalitate, nu le vor face colegii noștri de aici. Ele se vor trimite la București, unde sunt structuri specializate în astfel de probleme. Cam atât în general despre... Mai pot face următorul lucru, colegii noștri. Uneori suntem consultați de inițiatorii proiectelor de legi care privesc drepturi și libertăți ale persoanelor consacrate prin Constituție sau tratatele internaționale la care România este parte. Când își expune punct de vedere, lucrul ăsta se întâmplă mai rar, dar se mai întâmplă. Atunci când constatăm lacune în legislație sau grave cazuri de corupție întocmiri rapoarte speciale, pe care le veți regăsi pe site. Mare parte din ceea ce v-am spus o să regăsesc pe site, mai puțin acțiunile individuale, ca să zic așa, doar dacă sunt de interes general. Mare parte din activitatea noastră se
axează pe plângeri individuale, plângerile persoanelor în raport cu autoritățile și vizează dreptul, fie că este nesocotit dreptul la pensie sau, eu știu, dreptul de petiționare. Sunt lucruri care nu ajung la presă în general, dar pe care le sesizează petenții care sunt vătămați în drepturile lor. În general, presa ne sesizează cu mai puțin cu lucruri, aspecte individuale, ci cu aspecte care privesc problemele în general. Și să sper că o să avem concursul dumneavoastră în ce privește acest ajutor. O să-i dau cuvântul și domnului profesor Ioan Căpănan, avocatul copilului, să vă prezinte un picuț domeniul drepturilor copilului. După această prezentare succintă a doamnei adjunct, vreau să vă spun câteva chestiuni legate de avocatul copilului. Avocatul copilului s-a înființat prin legea nouă, care a modificat legea 35/97. Inițial s-a vrut o instituție independentă, dar s-a ajuns la concluzia că este foarte bine ca și avocatul copilului să facă parte din cadrul mare a avocatului poporului. Așa cum a arătat colega noastră, activitatea pe care o desfășurăm atât la nivelul avocatului copilului, cât și la nivelul celorlalte domenii, este o activitate de mediere. Adică noi nu putem să ne substituim nici unei alte instituții a statului și nu putem face altceva decât să facem ceea ce este înscris în lege, adică să soluționăm petiții, să facem anchete, să ne sesizăm din oficiu vis-a-vis de orice încălcare a drepturilor copilului, să emitem recomandări. Acum, când este vorba despre copil, domeniul pe care îl coordonez face referire la copilul până la 18 ani, pentru că, iată, dincolo de 18 ani, se consideră că copiii fac parte din categoria tinerilor și intră în alt domeniu de activitate. Acum eu am făcut o scurtă prezentare a competențelor avocatului copilului, începând cu ce face avocatul copilului. Și când e vorba de noi, nu facem altceva decât să apărăm drepturile și libertăților copilului, cum le apărăm, cine se poate adresa avocatului copilului, care sunt drepturile copilului, ce înseamnă aceste drepturi a copilului. Cu toate că suntem recent înființat acest domeniu, vreau să vă spun că în această perioadă scurtă, iată de 3 ani, noi am ieșit cu niște rapoarte speciale despre care o să vă spun câteva cuvinte și în 2019 am avut un raport special privind rezultatul investigațiilor făcute de către avocatul poporului în legătură cu prescrierea substanțelor psihotrope pentru copiii din centrele de tip rezidențial. Vis-a-vis de acest raport special, vreau să vă spun că noi ne-am sesizat din media referitor la faptul că se susținea că în foarte multe centre pentru copii, acestora li se administrează substanțe psihotrope pentru a-i liniști și așa mai departe. Am avut un raport special lung care s-a întins în timp aproape un an și din toate investigațiile noastre n-au reieșit asemenea parte. Al doilea raport special pe care l-am avut privind acordarea burselor pentru elevi la nivel național în anul școlar 2019-2020. Cum știți, prin legea 1, legea educației naționale, s-a stabilit că elevii pot primi anumite burse care cad în sarcina inspectoratelor școlare, a consiliilor locale și așa mai departe. În foarte multe
în foarte multe, în 85% din școlile din România, aceste burse nu se acordau sau se acordau în cuantumuri foarte mici, deci nerespectând legea. Sigur, noi am făcut un raport special, am înaintat raportul Parlamentului și sperăm că de aici încolo aceste burse să fie acordate. Și în fine, în 21 anul acesta, am mai avut un raport special privind impactul pandemiei COVID-19 asupra sănătății mentale a copiilor. Și în urma acestui raport am recomandat niște măsuri pentru îmbunătățirea accesului copiilor la serviciile locale de specialitate psihiatrică și psihologică, pentru că s-a dovedit că în această perioadă, când copiii n-au făcut cursurile față în față, ci online, aceștia au avut foarte mult de suferit. Acum, dacă vreți câteva date statistice pe acest an, deci începând cu 1 ianuarie și până în 20 septembrie, vreau să spun că la Avocatul Copilului s-au soluționat 286 de petiții, am avut 9 anchete, am avut 92 de sesizări din oficiu, 4 recomandări. Acum, sigur că puteți să mă întrebați care este ponderea lucrărilor noastre. Pe ponderea sunt aceste sesizări din oficiu pe care le facem din revista presei. Adică despre majoritatea, 90% din sesizările pe care le facem noi, le luăm din presa centrală, presa locală și așa mai departe. Pentru că, iată, vă spun cu mare responsabilitate pe această curte de apel, pe acest birou teritorial, până a ne înființa noi, erau foarte, foarte multe sesizări din oficiu pe copil. E, acum nu există lună ca cel puțin 5, 6, 7 sesizări să vină pe rele tratamente aplicate copilului. Și când zic rele tratamente, mă refer la bullying, mă refer la, dacă vrei, și la neglijența părinților, la fapte antisociale care se petrec între copii, egal că sunt la școală, în afara școlii și așa mai departe. Acum, eu pentru dumneavoastră am pregătit și l-am rugat pe coleg să vă dă câte apliante de asta, prezentarea generală a domeniului avocatului copilului. Și cel mai important este că n-aș vrea să avem un monolog, ci să avem un dialog. Și orice problemă pe care vreți să ne-o solicitați, suntem gata să răspundem la problemele pe care dumneavoastră le puneți. Mai mult decât atât, vă spun că mulțumesc conducerii Consiliului Județean de față domnului vicepreședinte, pentru că este totuși un curaj să fie de acord ca instituția avocatului copilului și instituția avocatului poporului în general să fie prezentă în județul dumneavoastră și în județele limitrofe care țin de competența biroului teritorial, pentru că întotdeauna cetățeanul reclamă, dacă vreți în ghilimele, o nedreptate care o face autoritatea publică vis-a-vis de persoana lui ca cetățean. Și multe locuri sunt reticențe. Ce ne trebuie și avocatul poporului la noi, că vin cetățenii și le reclamă. Nu. Noi de foarte multe ori ne gândim și sunt anumite zone din țară în care nu sunt foarte multe reclamații vis-a-vis de autoritatea statului. Înseamnă că autoritatea își face treaba. Pentru că, iată, mai dăunesc, când am deschis biroul la Slobozia, un colegă dumneavoastră jurnalist ne întreba cum e posibil ca avocatul poporului să-și desfășoare activitatea în primărie. Înseamnă că dacă cineva reclamă primarul, avocatul poporului nu-și face treaba. Și am spus, nu este așa. Orice cetățean care face o plângere
către avocat, o sesizare către avocatul poporului. Avocatul poporului este dator în termen de 3 zile să-i răspundă cetățeanului respectiv cum că sesizarea a fost înregistrată și unde s-au făcut demersuri, urmând ca la sfârșitul demersului să-i comunice cetățeanul respectiv rezultatele demersurilor. Deci iată că, cum a specificat și a arătat și colega mea, instituția este independentă, nu se supune niciunei autorității a statului. Mai mult decât atât, avocatul poporului are un mandat imperativ, este numit pe perioadă de 5 ani de către Parlament, deci nu e nicio clipă la subordinea altor autorități și spunând lucrul acesta, mă refer, dacă vreți, la guvern. Nu avem nicio treabă cu guvernul, nu suntem subordonați guvernului și de aceea vă spun că să aveți toată încrederea în această instituție. Acestea fiind spuse, consider că e bine să avem un dialog, dumneavoastră să puneți întrebări, noi încercăm să vedem răspunsul, dar vreau să vă mai precizez că în foarte multe, deci eu lucrez în instituție de peste 20 de ani, vreau să vă precizez că avocatul poporului nu dă consultanță juridică. Deci avocatul poporului nu este un avocat pledant. Da? Deci avocatul poporului poate să facă demersuri în urma unei sesizări de-a noastră scrise sau puteți să veniți în audiență și să vă îndrumăm doar înspre ce ar trebui să faceți după ce ați fost la noi în audiență. Deci, până la urmă, procedural, dar să înțeleagă cei care vor primi probabil imagine, cum se desfășoară relația dintre cetățean de la depunerea sesizării către avocatul poporului și până unde este competența acestei instituții? Să vă răspund la întrebarea pe care n-ați pus-o. Una dintre modalitățile prin care petentul se poate adresa nouă este o sesizare scrisă, o petiție. Avem și niște formulare tip care se regăsesc pe site-ul instituției noastre. Deci petentul se adresează nouă, trebuie să menționeze numele, adresa, autoritatea sau funcționarul pe care îl reclamă și să facă dovada că s-a adresat aceste autorități și nu i s-a răspuns sau este un răspuns nesatisfăcător, pentru că sunt și situații în care se întâmplă lucrurile astea. Ulterior acestei sesizări de către petent, ea este repartizată unui titular. Titularul o analizează și în funcție de ceea ce conține petiția și înscrisurile anexate, fie solicită informații suplimentare petentului, fie se adresează autorității reclamate. Autoritatea este obligată să ne răspundă în 30 de zile sau 45 de zile atunci când sunt cazuri mai complexe. Noi, îndată ce facem această adresă către autoritate, înștiințăm și petentul. Este așa zisul răspuns intermediar. Ulterior, dacă răspunsul autorității este nesatisfăcător sau nu ne răspunde, că sunt și situații în care autoritatea nu ne răspunde, putem face o revenire scrisă sau mergem în anchetă. Acum, cu pandemia, s-a mers mai mult pe reveniri scrise pentru că au fost restricțiile. Atunci când se merge în anchetă, sunt puse față în față. Uneori chemăm și petentul. Alteori doar cu autoritatea și vă spun din experiență că în foarte multe cazuri se soluționează. Uneori nu ne întâlnim doar cu autoritatea în cauză. Eu vă dau un exemplu de nerespectarea dreptului de proprietate. Noi avem foarte multe petiții de nerespectare a dreptului de proprietate pe reconstituire, respectiv constituire dreptul de proprietate. Atunci invităm la Consiliul Județean Comisia Locală, Comisia Județeană, OCPI-ul. Alteori mergem direct la ANRP. Avem o colaborare foarte bună cu ANRP-ul. În situația în care nu se rezolvă nici așa, dar eu vă spun din experiență că, într-adevăr, unele strânează, cele pe proprietate pot ajunge până la 2 ani, dar gândiți-vă că noi avem cereri nesoluționate din 91. Dacă noi după un an, doi reușim să obținem titlul de proprietate sau hotărârea pentru despăgubiri, este dosarul trimis la ANRP sau se face schițele, se fac schițele de amplasament și așa mai departe, este un mare lucru. În astfel de situații, în cazul în care nu se rezolvă, pentru că ajunge să dă recomandare,
În unele cazuri, recomandarea este actul, ca să zic așa, cel mai înalt pe care îl putem face noi. În cazul în care recomandarea nu este însușită, noi spunem autorității ce să facă, să retracteze, să urmeze și să repună partea în situația anterioară. În situația în care nu se face lucrul acesta, merge la autoritatea ierarhică superioară. Sunt situații în care nu se rezolvă cazurile pentru că atunci pe loc, pentru că vasul spre proprietate este un picuț mai greu și atunci când e vorba de fonduri, de fonduri bănești, mă refer la bani, așteptăm rectificarea, așteptăm aprobarea bugetului și așa mai departe. Cam astea, cam ăștia sunt pașii și mai sunt situații în care ne sesizăm din oficiu cu privire la o situație pe care o relatează mass media. În unele cazuri aflăm numele petentului, pentru că în demersul vrem, nu vrem, îl aflăm. Și după ce facem toate aceste demersuri, urmează aceeași procedură ca și la petiții, mai puțin dovada, pentru că nu avem. Deci facem noi demersuri la autoritate. De exemplu, dumneavoastră relatați un caz de nerespectarea dreptului de petiționare a unei persoane. Ne adresăm direct autorității, vedem cum stau lucrurile și rezolvăm și încercăm să rezolvăm problema. Astea sunt cazurile cele mai ușoare din experiența pe care o am. Și ulterior, înainte de a închide dosarul, înștiințăm și petentul cu privire la faptul că avocatul poporului s-a sesizat din oficiu și a obținut acest rezultat. Ăștia sunt pașii. Este scutită de taxa de timbru, este important, deci nu se percepe absolut nicio taxă. Doar că singura problemă pe care, singura condiție pe care trebuie să o îndeplinească și mulți nu vor, mulți, sunt destul de multe persoane care nu vor să se identifice prin nume și prenume, deși noi putem anonimiza, sunt situații în care anonimizăm, deci ne adresăm unei autorități fără să spunem care este numele persoanei respective, o luăm ca o sesizare din oficiu, ca să spun așa, de teama de nu-și pierde locul de muncă, de a nu fi supus hărțuirii, de a nu fi supus diverselor priviri care nu-i convin și așa mai departe. Dar sunt oameni care se adresează nouă, relatează niște aspecte generale, fără să facă în vreun fel dovada sau să indice în mod concret o autoritate care a încălcat drepturile. Pur și simplu spun, vorbesc de regimul politic din țara asta, de cum s-au furat, eu știu, cum s-au întâmplat lucrurile. Nu avem o țintă precisă încotro să mergem. Și în momentul în care le solicităm informații suplimentare, fie nu mai revin, fie revin cu aceleași probleme. Deci nu vin cu elemente noi de natură a duce la constituirea unui dosar. Dosar, noi numim situația în care sesizăm autoritatea. Sunt situații în care petenții se adresează nouă pentru îndrumări. Așa cum a spus și domnul profesor, noi nu dăm consultații juridice, însă în majoritatea cazurilor, acolo unde se poate, noi indicăm temeiul legal care ar putea fi aplicabil speței respective sau îl îndrumăm către autoritatea care ar fi competentă să-i rezolve, autoritatea publică competentă, care ar fi îndreptățită să-i rezolve cazul. Avem în ultima vreme multe sesizări vis-a-vis de societățile de asigurări sau bănci. Nu putem face noi, pentru că e vorba de societăți comerciale, în schimb îi trimitem către ASF, Ministerul Finanțelor sau Centrul de Soluționare Alternativă. Cu precizarea ca în cazul în care nu li se răspunde în 30 de zile, să revină la noi cu dovada și facem noi demersul la autoritatea în cauză. Am o experiență de peste 11 ani de ajuns la Avocatului Poporului. Sunt unul dintre promotorii înființării instituției Avocatul Copilului în România. În primul mandat am răspuns și eu de proprietate și ca să completez ceea ce a zis doamna Arjun, aria de cuprindere a petițiilor, așa cum ați întrebat ca și exemplu, este exact cât conțin drepturile, câte drepturi constituționale, câte drepturi fundamentale sunt prevăzute în Constituție. Aș vrea să înțelegeți că instituția Avocatul Poporului are dublu rol. Că s-a pus aici problema de ce în sediile instituțiilor publice, primărie sau Consiliul Județean, în primul rând pentru că așa prevede legea. În al doilea rând, instituția Avocatul Poporului, cum vă spuneam, are un dublu rol de apărarea drepturilor fundamentale ale omului, dar pentru instituțiile publice este un sprijin real pentru că
atrage atenția asupra unor aspecte nefuncționale. Și aici, dacă cineva își pune problema, cum am avut întrebarea la Slobozia, și probabil ținând cont de întrebarea respectivă, de aia s-a și amintit aici. Autoritățile care ne-au pus la dispoziție, și vreau să vă spun că puține sunt cazurile de un comportament atât de responsabil din partea autorităților, așa cum am întâlnit la Călăraș și la Slobozia. Pentru că sunt alte județe care nu dau prea multă atenție și prea multă importanță instituției de rang constituțional, și vă rog să rețineți lucrul ăsta a avocatului poporului. Acum, vreau să vă dau un exemplu pe care l-am avut în activitatea mea ca și adjunct al avocatului poporului, altul decât cel de proprietate. De exemplu, se întârzie din partea autorităților plata salariilor asistenților personale ai persoanelor cu handicap. De regulă, an de an este chestiunea aceasta. Și în 2011 am avut o asemenea, dacă ați văzut la televizor, a fost o femeie din Mehedinți care s-a dus la prefect și a spus: domnule prefect, vreau să-mi aprobați eutanasierea mea și a fiicei mele, care era persoană cu handicap. Nu mai am din ce să trăiesc. Atunci ne-am sesizat din oficiu, am declanșat o anchetă, am mers acolo și ce să vedeți? Am descoperit lacune legislative. Am venit în urma anchetei respective și am propus, am întocmit scurt un raport special pe care l-am prezentat Parlamentului cu propunere de modificare legislativă a legii 448 a persoanelor cu handicap. Vreau să vă spun, au trecut 3 miniștri pe la Ministerul Muncii și nu s-a modificat legea. Deci e o luptă continuă a instituției avocatului poporului. Mulți se întreabă: bă, dar ce faceți voi? Că nu vă știți. Că nu vă știe lumea. Vreau să vă spun, chestiunea asta cu drepturile acum au început să se, și mai ales în pandemie, a început lumea să strige la ce se întâmplă cu drepturile noastre. Dar înainte de asta era o chestiune foarte plictisitoare. Când ne duceam și spuneam: noi vă apărăm drepturile, aia, domnule, lăsați-ne în pace. Deci e o chestiune fundamentală. Deci aria de adresabilitate și de cuprindere a petițiilor, a subiectelor din petiții, este vastă. Deci tot ce înseamnă raport între cetățean și autoritatea publică, a administrației publice, este de competența instituției Avocatul Poporului. Apropo de pandemie, că ați atins subiectul acesta, ați fost sesizat vis-a-vis de obligativitatea vaccinării? Încă din aprilie ne-am sesizat noi din oficiu vis-a-vis de obligativitatea vaccinării impusă într-o instituție, ca să spun așa. Și la vremea respectivă am făcut adresă, o regăsiți pe site-ul nostru, în care Ministerul Sănătății și-a exprimat, noi am expus punctul nostru de vedere, și Ministerul Sănătății și-a exprimat punctul de vedere în sensul că a solicitat o astfel de dovadă excede cadrul legal. Deci nu era în regulă. Care a fost punctul de vedere? Poftim? Care a fost punctul dumneavoastră de vedere? Că nu este obligatorie. Vaccinarea obligatorie, asta este legislația noastră în prezent. Noi am făcut în aprilie lucrul ăsta. Ce ne-a mai sesizat recent și s-a renunțat, era discuția ca printr-un ordin de ministru, cadrele medicale, personalul medical să se testeze din bani proprii. Am făcut sesizare din oficiu și aici, s-a renunțat la ordin, dar se pare că vor merge cu un proiect de lege. Curtea Constituțională, din câte știți și dumneavoastră, s-a pronunțat în rândul că restrângerea de drepturi și libertăți nu poate fi impusă decât prin lege și nu printr-o hotărâre de guvern, care este un act administrativ respectiv de aplicare a legii. Deci sunt discuții în continuare. Ați văzut că acum este un proiect de lege vis-a-vis de cadre medicale. Nu, încă nu a fost, este în discuții, este în dezbatere, nu a fost supus. Noi îl avem în atenție, asta putem să vă spunem. Am mai avut anul trecut vis-a-vis de testarea obligatorie, în sensul că persoanele pentru care trecuse termenul de 14 zile de la izolare erau obligați de anumiți angajatori să prezinte un test negativ, altfel nu erau primite la serviciu. Am făcut la fel, ne-am sesizat din oficiu, am făcut demersuri, am obținut
rezultatele pe care le-am solicitat și prin intermediul Ministerului Muncii, al Inspecției Muncii și a Inspectoratelor Teritoriale, care pot să vă spun că noi am avut o colaborare foarte bună, am mediatizat această formă și s-a renunțat în rândul angajatorului de a prezenta această formă de testare după ce trecea termenul de izolare de 14 zile. Sunt multe situații pe care, dacă unele regăsiți pe site, unele nu le regăsiți pe site. Spuneți-vă. Ce alte probleme pot veni cetățenii? Stai puțin să încheiem subiectul cu vaccinarea, că mai am o întrebare. Și vis-a-vis de accesul în anumite locuri a persoanelor vaccinate sau nevaccinate, care este poziția noastră? Este o hotărâre de guvern. Doamna Weber a ieșit cu o poziție în spațiul public. Hotărârile de guvern nu intră în sfera noastră de activitate. În sfera noastră de activitate intră legile și ordonanțele guvernului, hotărârile de guvern fiind acte administrative. Orice persoană interesată le poate ataca în contencios administrativ. Nu alături de actele autorității judecătorești, de faptele și actele Parlamentului, ale președintelui României, președintelui Consiliului Legislativ, al președintelui Curții Constituționale și actele autorității judecătorești. Nu intră în sfera noastră de activitate. Deci hotărârea guvernului este un act administrativ, este un act dat în aplicarea legii și orice persoană interesată o poate ataca în contencios administrativ. Noi, ca și autoritate, ca autoritate publică, nu avem astfel de nici ordine de mișcare, pentru că sunt acte ale guvernului. Mulțumesc. Și legea noastră spune clar că actele, doar legile și cu excepția legilor și ordonanțelor. Deci nu hotărâre de guvern, nu ordine de ministru. Este și o declarație a doamnei Weber în sensul acesta. Vreți exemple concrete? Da, dar cu ce alte probleme pot veni cetățenii la dumneavoastră? Eu am uitat, pentru că o astfel de solicitare a venit și de la un coleg al noastră de la Slobozia. Vreau să vă dau mai multe exemple concrete vis-a-vis de problemele pe care pot seiza cetățenii la Instituția Avocatul Poporului. După cum v-am spus, noi avem 6 domenii de activitate, birourile teritoriale au competență generală respectiv pe avocatul copilului. Mecanismul Național de Prevenire are un sediu central la București și 3 centre zonale la Bacău, Alba și la Craiova. Mecanismul Național de Prevenire nu primește petiții, în schimb avem un departament specializat pe astfel de probleme, armată, justiție, poliție, penitenciare, care primește petiții și soluționează petiții în acest domeniu. Eu mi-am grupat un picuț pe domenii. Deci am la primul domeniu drepturile omului, egalitate de șanse între femei și bărbați, culte religioase și minorități naționale. Avem pe drept încălcarea dreptului de petiționare și a celui de informație. Dreptul persoanei votămate de autoritate publică, nerespectarea dreptului la ocrotirea sănătății sau la asistență socială, asigurarea transportului public, a dreptului la un mediu sănătos, a dreptului la învățătură, combaterea marginalizării anumitor categorii de persoane și avem și astfel de situații. Am mai avut în faza de alegeri, avem modalitatea de desfășurare a alegerilor, dreptul de vot și așa mai departe, dreptul de a fi ales. Deci, în mare, pe acest domeniu. La un alt domeniu, familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap. Aici, la fel, avem o arie foarte largă de la respectarea dreptului la pensie, la asigurări sociale, al persoanelor cu handicap, al dreptul persoanelor cu handicap, apele de acces de la autorități publice, chiar avem sesizări din oficiu în ce privește aceste aspecte, biletele de tratament care se cuvin anumitor categorii de persoane, dificultăți în valorificarea perioadei de ucenicie. Nu au fost luate în vigoare, nu au fost luate în considerare la momentul la care s-au stabilit drepturile de pensie. O problemă pe care am sesizat-o și la noi și la acest domeniu a fost cea legată de reconstituirea vechimii în muncă. Pentru că sunt persoane care au lucrat la societăți comerciale sau întreprinderi pe timpul mai vechi, unde care au fost desființate și arhiva nu se mai regăsește nicăieri. Din păcate, pentru aceste persoane nu putem face, am făcut demersuri, au fost situații, am făcut demersuri, n-am reușit să identificăm nici noi arhiva, inclusiv la Arhivele Naționale, și singura posibilitate de a-și reconstitui vechimea muncă, respectiv dreptul la condiții vătămătoare, grupele de muncă cunoscute, nu se poate face decât prin intermediul instanței în contradictoriu cu Casa Județeană de Pensii, deci fiecare la județul lui. E o problemă destul de mare pe care noi o întâmpinăm. Și procesul în sine durează cam un an și ceva, în funcție de, se face o expertiză, se aduce mărturie și așa mai departe, astfel se reconstituie vechimea muncă și omul poate să-și valorifice aceste dovezi la Casa de Pensii pentru obținerea dreptului la pensie.
la apărarea drepturilor copilului. Avem dintre cele mai diverse, de la stabilirea paternității minorii, încredințarea minorilor și respectarea drepturilor acestora, dreptul la învățătură, fenomenul alienării parentale, respectarea dreptului la vizită în condițiile impuse și de pandemie, acordarea locației de stat, accesul la tratamente medicale sau asistență medicală, drepturi bănești cuvenite copilului și așa mai departe. La armată, justiție, poliție penitenciare, cea mai mare pondere a petițiilor de la acest domeniu o reprezintă cele care privesc drepturile deținuților din penitenciare. Cu pandemia, aceste petiții, ca să spun așa, au cunoscut un avânt mai mare și aici, dat fiind faptul că nu s-au mai putut face acele vizite obișnuite, deținuții au beneficiat de alte recompense, cum vorbi telefonice mai dese, primire de pachete și așa mai departe, dar în general persoanele aflate în penitenciar reclamă condițiile din penitenciar, de la mâncare, tratament, asistență medicală, neînțelegeri cu ceilalți deținuți sau cu gardienii și așa mai departe. Mai este o categorie de petiții care se referă la nemulțumirea oamenilor vis-a-vis de hotărârile judecătorești și ne cer în foarte multe cazuri să intervenim pentru desființarea lor sau să intervenim în sensul de a le spune judecătorilor ce să facem sau să-i apărăm. Noi nu avem competențe în acest sens, în respectarea principiului independenței justiției nu putem și nicio altă autoritate nu poate interveni în activitatea de înfăptuire a actului justiției. În unele cazuri sesizăm fie Ministrul Justiției, fie Consiliul Superior al Magistraturii, fie Ministerul Public în funcție de problematica, ca să zic așa, reclamată. Sunt petenți care reclamă faptul că sunt nemulțumiți de împrejurarea că cercetarea penală durează mai mult. La un an de zile, le spunem că nu avem competență, în schimb le spunem că potrivit codului de procedură penală au posibilitatea să se adreseze judecătorului și judecătorul poate stabili un termen în care procurorul să soluționeze cauza. Pe poliție sunt reclamate abuzuri, ca să zic așa, între relația dintre cetățean și, reprezentanții Ministerului de Interne. Sunt mai puține. Pe armată aproape deloc, foarte, foarte rare sunt cazurile. Acestea, în general, privesc drepturile de pensie, dacă vin. Dar în ceea ce privește activitatea în sine, nu. La proprietate, muncă, protecție socială, impozite și taxe, domeniul pe care îl coordonez, cea mai mare pondere, cred că în jur de 60% reprezintă petițiile care privesc dreptul de proprietate, constituirea dreptului de proprietate, unde știți și dumneavoastră că sunt încă probleme, sunt cer nesoluționate din 1991. Cu răbdare, cu concursul autorităților publice, reușim să rezolvăm unele situații. În unele situații, petenții sunt nemulțumiți că nu primesc terenul pe vechiul amplasament și pe un alt amplasament sau sunt trimiși să primească despăgubiri. Și aici sunt probleme. În ceea ce privește dreptul de proprietate, e adevărat că se mai reclamă și neînțelegeri între persoane fizice sau legate de strămutări, de de stabiliri de hotar și așa mai departe, dar sunt chestiuni care privesc doar relațiile între persoanele fizice, nu intră în sfera noastră de competență, numai dacă este angrenată primăria, atunci da. Pe muncă, înainte veneau mai puține pe muncă și așa cum spunea și domnul Oprea, priveau nerespectarea termenelor de plată a drepturilor salariale. Ele se plăteau într-un final, dar uneori cu întârziere sau nu li se dau un quantum corespunzător, pentru că erau lipsiți de anumite drepturi salariale, cum ar fi un spor de condiții vătămătoare și așa mai departe. Chiar la Călăraș am avut anul trecut. În schimb, în pandemie, aceste nemulțumiri vis-a-vis de raporturile de muncă s-au înmulțit și au vizat, v-am spus, și testarea și vaccinarea și faptul că și-au pierdut locurile de muncă. Unii oameni n-au putut beneficia de ajutorul de șomaj pentru că
cum să spun, firma la care lucra nu plătise dările către stat. Au fost situații foarte, foarte delicate pe care a trebuit să le supunem atenție Ministerul Muncii și v-am spus, am avut o colaborare foarte bună cu Ministerul Muncii și inspectoratul respectiv Inspecția Muncii în ce privește aspectele astea. Dar acolo unde s-a putut, am avut neplată de drepturi salariale la reprezentanții de GSPC-urilor la multe localități din țară. Unele s-au fundamentat pe faptul că nu aveau buget alocat, că nu au fost pregătiți. E adevărat că probabil cheltuielile efectuate în timpul pandemiei l-a sărăcit cumva bugetul. Însă, în timp, problemele s-au rezolvat. Am mai avut pe medici foarte multe, medici personalul medical. Anul trecut am făcut la început să-i zic din oficiu și am solicitat asigurarea echipamentelor necesare în ce privește personalul medical, polițiștii, pompierii, personalul gărzii de mediu, salubritatea. Au fost o serie de acțiuni care au privit în mod special raporturile de muncă și asupra cărora noi ne-am aplicat cu destul de multă seriozitate. Pe impozite și taxe vin mai puține petiții, oamenii în general sunt nemulțumiți de faptul că nu se răspunde, că nu sunt emise deciziile în timp pentru a fi contestate, că se fac decizii, cum să spun, greșite în raport de veniturile pe care le au. Vă dau un exemplu. O doamnă s-a plâns la noi de activitatea unei agenții naționale de administrare fiscală, în sensul că îi fusese emise o decizie prin care trebuia să dea înapoi aproximativ 74.000 de lei. Colegii mei au făcut sesizare scrisă, ulterior au mers la anchetă și în final au constatat că de fapt femeia nu era datoare, ci că administrația financiară trebuia să-i dea să-i înapoi 11.000 de lei. Asta a fost cea mai mare sumă pe care am întâlnit-o. Dar avem și astfel de cazuri, chiar și săptămâna trecută. Sau concedii medicale. Nu sunt plătite în cuantum corespunzător, că sunt concedii plătite în funcție de banii pe care am avut o reprezentantă la Ministerul de Interne, care la fel s-a plâns de acest lucru și ulterior am obținut contravaloarea concediului medical. Cam astea sunt probleme. Eu v-am evidențiat câteva, dar având un mandat general, vă dați seama că noi de la dreptul de petiționare până la cele mai grave lucruri le putem avea în vedere. Ce program de funcționare va avea biroul de la Călăraș? Păi nu l-am stabilit încă, va fi în funcție de numărul persoanelor care se vor înscrie la petiții, care se vor scrie și la audiență. Eventual noi o să solicităm și sprijinul Consiliului Județean să mediatizeze un pic și colegile mele o să se ocupe de mediatizare pe la Casa Județeană sau unde este la JOFM, unde este un flux mai mare de oameni, astfel încât să fie cunoscut faptul că în ziua de o să dăm și comunicate, o să afișăm, probabil, cu sprijinul Consiliului Județean. Câte persoane vor lucra în cadrul biroului? Păi, ori să vină colegele mele, probabil, o dată pe săptămână sau de câte ori este cazul. Una, două, depinde acum. În general, deci nu vor fi de aici. Nu, sunt colegele de la Slobozia. De la biroul teritorial Slobozia care vor veni. Deci așa acolo e sediu pentru județele arundate. Dacă îmi permiteți o să dezvolt un pic subiectul ăsta. Deci colegii noștri din teritoriu, printre alte activități, au și obligația de a acorda asistență de dispecerat și să facă să organizeze aceste audiențe. Dispecieratul constă în a răspunde la telefon petenților și a îndruma, ceea ce au de făcut multe dintre astfel de acțiuni se soldează cu petiții pe care petenții le adresează instituții, iar audiențele presupune acordarea lor atât în sediul unde își desfășoară activitatea, cât și în teritoriu. În teritoriu însemnând în județele celelalte unde avem competență ca și birou teritorial, cum este cazul de față Călăraș astăzi, unde cei trei colegi ai noștri de la BT Slobozia vor veni săptămânal sau la două săptămâni, în funcție de solicitările cetățenilor de aici, da? Și vor face programări în sensul ăsta și cu răbdare, cu pricepere, vor acorda aceste audiențe cetățenilor de pe plan local de aici. Întâmplarea face ca în Călăraș, cu bunăvoința autorităților de aici, cu președintele Consiliului Județean și a domnului vicepreședinte, să le desfășurăm în sediul acestei clădiri, da? Cum vă spunea domnul Oprea, legea ne permite acest lucru și
am obținut și acordul în acest sens. Ca și locație urmează să fie stabilit. Avem câteva propuneri din partea domnului vicepreședinte. Cât de curând urmează să organizăm prima audiență aici la dumneavoastră. Ca ritmicitate rămâne de văzut. Depinde de dumneavoastră și de dumneavoastră, de presă, și aici fac apel la sprijinul colegilor dumneavoastră de a ne prezenta ca instituție, de a prezenta opțiunile oamenilor în relația cu avocatul poporului și cred că astăzi ne-am făcut înțeleși care este rolul nostru ca instituție constituțională. Și mai mult decât atât, v-aș ruga, atunci când timpul vă permite și sunteți interesați de a invita colegii noștri de la Biroul Teritorial Slobozia și datele de contact pe site, în redacțiile dumneavoastră, în studiourile de radio, televiziune, pentru a se prezenta și pentru a face cunoscută activitatea noastră. Și în felul ăsta oamenii vor înțelege că dumneavoastră spuneați mai devreme că oamenii nu știu despre instituția noastră. În felul ăsta, din ce în ce mai multă lume va înțelege care este rolul avocatului poporului. Și cu siguranță vor crește atât numărul petițiilor, cât și al sesizărilor din oficiu. Și în ceea ce privește sesizările din oficiu, aici sunt două chestiuni. Deci, colegii noștri cu siguranță că vor scana tot ce înseamnă știre pe care dumneavoastră o să difuzați, dar mai sunt situații în care intrați în posesia unei informații care în cele din urmă nu ajung să fie mediatizate, din diverse rațiuni, ca să spun așa. Poate că n-ar fi rost să informați pe colegii noștri de la BT Slobozia de astfel de situații ca măcar ei să reacționeze și să facă ce trebuie în relația cu autoritățile publice. Ca și excepție, sunt situații în care avem o persoană bolnavă, imobilizată la pat, nu poate să trimită petiția prin poștă sau prin e-mail. Poate fi preluate, dar sunt situații excepționale, poate fi preluată prin serviciul de dispecerat. O să vă pună colegii mei la dispoziție și numărul de telefon de la BT Slobozia, la care răspund în intervalul 8:16:30 de luni până vineri, luni până joi și vinerea până la ora 14. Procedura de înscriere a cetățenilor în audiențe se face doar online prin completarea acelui formular despre care ați vorbit? Nu e necesar un formular. Telefonic e suficient. Telefonic suficient sau în alte județe, colegii, de exemplu, vă spun la Dâmbovița sau la Buzău, este o listă la Consiliul Județean și vine omul și se înscrie pe listă. Deci poate și prin grijă. Și... Da, sigur. Deci nu e absolut nimic, dar este de recomandat să spunem oamenilor că atunci când vine audiență, eventual să vină și cu documentația la ei, pentru că altfel poți să-ți expui un punct de vedere sau îi poți ajuta în momentul în care ai și înscrisurile în față. Dacă permiteți, aș vrea să am o intervenție. O să stabilim cu biroul teritorial un mod de lucru, astfel încât cetățeanul să vină la Consiliul Județean să depună petiția, urmând a fi contactat când are loc o întrevedere, o întâlnire cu reprezentanții de la Slobozia. Acum, dacă îmi permiteți, domnule vicepreședinte, am lucrat mulți ani în teritoriu. Deci cam care este procedura, am fost coordonatorul biroului teritorial ALBA. De pildă, acolo aveam trei județe, ALBA, Sibiu și Hunedoara. Când mergeam în audiențe, la începutul lunii sau săptămânii deam telefon primarului, viceprimarului, președintele, oficial, și domne, în data de vineri, deci vedeam lunea telefon, venim în audiență la dumneavoastră. Pentru asta avem rugămintea să afișați, dacă vreți să dați un anunț la ziar, vineri între orele D și D, avocatul poporului vine în audiență la sediu instituției. Pentru acest lucru vă rog să vă înscrieți, că erau de multe ori cazuri când nu se înscria nimeni la audiență. Și atunci să nu facă drumul degeaba 100 de kilometri, se puteau înscrie sau puteau da direct telefon la
Slobozia, domnule, veniți vineri, venim în audiență. Că dacă nu se justifică deplasarea, că noi tocmai de-aia facem audiențele în teritoriu, ca să nu mai punem oamenii pe drum de la Călăraș să meargă la Slobozia și așa mai departe. Acum, vreau să mă întorc un pic la problematica copiilor și vă rog să mă scuzați. Cred că ați înțeles din discuțiile pe care le-ați avut cu colegii mei, cum că instituția Avocatul Poporului n-are niciun mecanism de constrângere a unei autorități a statului. Ce putem noi să facem? Putem să, dacă constatăm că ceva nu este în regulă, putem emite recomandări. Noi recomandările le facem către Parlament și pe baza recomandărilor s-ar putea să se schimbe un act normativ. Acum despre ce e vorba, că vreau să vă dau și o speță. Chiar am discutat-o cu domnii consilieri câteva zile în urmă. Era vorba de mamele care însuțesc copiii minori în spital. Și era o lege, legea sănătății, care zicea că mama poate să stea în spital cu fiul minor până la 3 ani. Deci nu mai mult de 3 ani. Mai era tot în actul normativ o lege că spitalele au posibilitatea, dacă vrei, să stabilească un tarif pentru mama care stătea cu mama însuțitoare cu, să nu fie pleonează, cu fiul bolnav acolo. Spitalele au început să practice, pentru că și spitalele, ca și alte instituții, nu știau cum să mai atragă bani la bugetul propriu. Și atunci taxa pe care o plăteau mamele respective era diferențiată în țară. De pildă, la Brașov era 80 de lei, la Timișoara era 200 de lei. Deci fiecare spital era îndrituit, eu știu, de Consiliul de Administrație ce au spitalele, să stabilească o anumită taxă și nouă nu s-a părut normal. În baza unei recomandări pe care am făcut-o noi și în speță vârsta să crească de la 3 la 7 ani și copilul de 7 ani și asta în tot așa și taxa să fie uniformă pe întreaga țară. Iată că în urma recomandării noastre s-a modificat legea și acum mama stă până la 7 ani cu copilașul și taxa este la fel. Acum, altă problemă care ne pun cetățenii, de pildă, s-a stabilit la însoțitor, la mamă, ca taxa pe care o plătește ea să fie dublă alocației copilului. De pildă, dacă alocația copilului este 10 lei, mama să plătească 20 de lei. Dar deja este lege, nu mai avem... Mă scuzați, legea specifică clar mamă sau părinte? Nu, reprezentantul legal. Așa cum bine știți, nu avem atribuții în materie de legiferare. În schimb, putem face acele rapoarte speciale sau un raport anual pot conține aceste recomandări de schimbare a legislației. Dar vă spun din experiența de anul trecut și anul acesta, pentru că au fost niște situații noi nereglementate sau nereglementate corespunzător, prin care noi am semnalat în general ministerilor, am semnalat niște probleme, niște neajunsuri, pentru că era vorba mai mult de ordonanță de urgență. Am expus situația de fapt și vă dau un exemplu concret vis-a-vis de acordarea zilelor libere pentru părinți în situația în care nu merg fizic la școală. Aveam nereglementată familie monoparentale, ca să zic așa, un singur părinte, care era procedura în sensul obținerii declarației de la celălalt părinte. Și aveam plângeri de la oameni care spuneau că nu pot lua declarații de la celălalt părinte, fie că e plecat în afară, fie că nu vrea să dea, dat fiind relațiile proaste dintre părinți și așa mai departe. S-a reglementat situația asta și sau una recentă de anul acesta ne-am confruntat cu lipsa secretarilor în cadrul prefecturilor care urmau să semneze printre multe acte și titlurile de proprietate. Am semnalat acest aspect Ministerului de Interne,
s-a modificat ordonanța de urgență și interiorul au început să numească prin ordin secretari sau au preluat prefecții atribuțiile de secretari. Deci sunt și astfel de situații. Nu trebuie neapărat să facem o propunere în sensul acesta. Pur și simplu expunem situația și solicităm să se analizeze cazul pentru a o supune eventual legiferării. Aș vrea să vă mai adresez eu o întrebare. E oarecum off-topic, dar profit de prezența noastră aici. Care a fost motivația legală pentru care ați atacat la Curtea Constituțională obligativitatea prezentării unui act de identitate pentru achiziționarea unei cartele telefonice? Vorbiți de cea de acum 2 ani? Da. S-a mers, dacă mi-amintesc eu, sunt aceleași argumente pe care Curtea Constituțională le-a reținut și în 2014. Au fost același an normativ. Dacă eu mi-amintesc bine. Dacă puteți să detaliez. Sunt ani de zile de atunci. Dar că avocatul poporului s-a autosesizat în momentul în care a intrat legea în Parlament, deci, pe legea Securității Naționale, ați venit și ați atacat-o la Curtea Constituțională. Eu, din ce mi-amintesc, în 2013 sau 2014, când avocata poporului era domnul profesor Crișu, am atacat la cartelele pripei, legea cartelelor pripei, exact așa, în denumire populară. Și din ce mi-amintesc eu, dar puteți să verificați pe site, din ce mi-amintesc eu este că s-au susținut aceleași argumente de neconstituționalitate ca acum 7 ani în emiterea acestui act normativ, nou act normativ, deci nu a conținut elemente de noutate. Și puteți să verificați și să comparați textul de atunci cu textul de acum. Deci, practic, dumneavoastră v-ați legat de o lege care există. Și decizia Curții Constituționale, care deja hotărâse în sensul acesta. Bun, deci era nesocotită, practic, a Curții Constituționale. Vorbesc ca un necunoscător în domeniul ăsta juridic. Facebook își cere un act de identitate ca să-ți faci un cont. De ce? Pentru o cartelă telefonică care este prezumtivă un mijlocitor al unui act criminal și există cazul jurnalistei care a sesizat vis-a-vis de plagiatele de la Academia de Poliție. Știți că amenințările s-au făcut pe baza unei cartele telefonice. Deci în cazul ăsta, cum putem preîntâmpina astfel de situații dacă avocatul poporului consideră că nu e absolut necesar un act de identitate? Să vă spun eu, din ce mi-amintesc, dar puteți face o solicitare în acest sens. S-a mers pe decizia anterioară a Curții Constituționale, care, după cum bine știți, potrivit 147 din Constituție, deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii pentru viitor, dar în ceea ce privește acest aspect, ați putea să faceți o solicitare scrisă către noi și vă putem răspunde fără nicio problemă. Acest atribut de a ataca la Curtea Constituțională aparține exclusiv persoanei avocatului poporului. Adjuncții nu au aceste atribuții, de aceea avocatul poporului poate să nu consulte adică nu se consultă cu nu se consultă, îl hotărăște singur ce atacă sau ce nu atacă. Acum, depinde de la persoană la persoană, persoana care ocupă o funcție vremelnică de avocat al poporului, stilul de lucru, se poate adresa, se poate consulta cu colegii sau nu. Eu am lucrat cu 7 avocați ai poporului, am văzut stiluri diferite, 7 stiluri diferite. Deci colega nu vă poate explica cu amănunte ce a gândit avocatul poporului de atunci. Mai mult decât atât, ce zice domnul consilier, noi avem un serviciu de contencios constituțional și în general când sunt probleme de atacat la curte, avocatul poporului, indiferent de numele lui, cine e, se consultă întotdeauna cu echipa de la contencios constituțional. Deci nu le discutăm în Consiliul Consultativ sau și dacă le discutăm, nu ne întreabă părerile și dacă ne întreabă părerile, avocatul poporului poate sau nu poate să țină cont de părerile adjunților. Deci e posibil să aveți păreri contrare de multe ori. Cu siguranță, dar nu are importanță. Părerea avocatului poporului este definitorie. Am înțeles. Pentru că de aia și spune Consiliul Consultativ, adică te consulți, dar nu înseamnă că pe o anumită speță, dacă unul dintre adjunți spune că nu e de acord, dar aia nu are nicio relevanță asupra deciziei avocatului. Ori, repet, este o instituție unipersonală, imperativă, nu. Deci, rămâne la latitudinea avocatului poporului.